Vă salut! Tocmai ce am ajuns în Delta Dunării, sunt alături de prietenul meu, Robertino. Salut, Iulian! Ne aflăm pe canalul Bavina, suntem la jumătatea lunii octombrie, vremea este superbă. Extraordinar, extraordinar. Da, sunt undeva la 14-15 grade afară. Problema este că apa este foarte murdară. Apa este foarte murdară, vin foarte multe crenguță, vegetație. Da, e învețătură multă, curentul este uriaș. Exact, exact. Presiunea foarte ridicată. Așadar, vom aborda canalele mai mici. Vom merge pe Lopatna. Nu vom sta, nu vom rămâne doar acolo. În speranța că vom găsi o apă mai curată. Vom face un pescuit de căutare. De viteză. De viteză, de viteză. Da. Da. Haideți să vă prezentăm și montura. Folosim un fir de 45 de libri, să ne dea o siguranță, un ac de 4, la cârlig folosim boilers-urile din gama Dudy Bates, și anume Mr. Dudy și Mr. Red solubile. Vom nădi cu Mr. Dudy și crapa mur de 20, ambele sunt biletari, vom pune și săculeți. Vom folosi și soculeț, atât timp cât vom pescui pe un canal, da, unde nu avem curentul foarte, foarte, foarte mare. Ne ajută oarecum un soculeț. Corect, linia principală, un fir de 0.45-0.50. Exact, montura clasică. Montura clasică, un fir inline, un plumb inline de 165 de grame. Zic să-i dăm drumul. Că sunt nerăbdător să... Aș vrea să te servesc un pahar, să avem o partidă extraordinară, cu un pahar de Tramonto, de la prietenii noștri de la Cricova. Un vin spumat, demisec. Să avem fire întinse. Aici am ajuns pe lacul Dracul, la intrare pe canalul Lopatna. Am găsit un loc destul de frumos. Suntem la sfârșitul lunii octombrie. Vremea e destul de capricioasă, aș putea spune, ba cald, ba rece. Iar apa este destul de tulbure și murdară. Foarte murdară, da. Curentul este deosebit de mare, așa că din acest motiv am ales acest loc. Pescuim la boilers. Pescuim la boilers-urile de gama Dudy Bates. Crapa mur. Avem și boilers-uri de 20, dar Mr. Dudy și crapa mur. La cârlig avem, o să vă prezentăm imediat, avem solubile Mr. Dudy solubile. Așa arată montura. O montură clasică, o montură destul de simplă, dar față de pescuitul care îl facem noi pe lac. Avem și acest momitor, făcut din mămăligă, 3-2-1, adică 3 părți făină de mălai, 2 părți făină albă și o parte zahăr, la care i-am mai adăugat și făină de usturoi și căpșună. Vom sta aproximativ 2 ore maxim pe acest loc, după care ne vom muta în funcție de rezultatele pe care vă să ne le ofere acest super loc. Nu îi dăm prea multă șansă, pentru că din ce știm noi, peștile nu, de fapt, cel puțin până acum, nu prea reacționat din spusele colegilor cu care ne-am întâlnit. Ideea este că trebuie să-l căutăm, condițiile sunt destul de grele și atunci trebuie să ne adaptăm. Exact. Revenim mai târziu cu ceva informații, după ce prindim primul pește. Da, și poate acțiune. Suntem nerăbdători să aruncăm și ultima lanțetă și ne vedem mai târziu. Așa cum vă spuneam și mai devreme,
alocăm undeva la 2-3 ore un loc de pescuit. Din păcate, acel loc de pescuit nu prea a produs suficient de bune rezultate. Au fost ceva pești, dar destul de mici. I-am și eliberat imediat. Am coborât puțin spre lacul Mehei. Am găsit o structură destul de interesantă, undeva la 3,5. Am găsit chiar și pești pe sonar. Tocmai ce am aruncat lansetele. Sperăm să avem ceva rezultate. Cu siguranță în următoarele zile mai avem, cred că 4 zile și jumătate de pescuit. Vom mai căuta ceva canale cu apă destul de limpede. Aici destul de ok față de Dunăre. Sperăm să avem și un pește frumos să vi prezentăm. Ne vedem mai târziu. A doua zi de filmări, o zi destul de grea, am prins ceva pește, dar nu suficient de mare, pește foarte mic, presiunea atmosferică astăzi la 1350, destul de mare din punctul ăsta de vedere. Delta arată destul, apa de fapt arată destul de rău, e foarte tulbure, a trebuit să plecăm undeva la, cât a făcut cu barca? Undeva la o oră jumate, destul de multă agățătură. Da, multă agățătură, peștele la fel destul de mic, cum vă spuneam și mai devreme. Nu, peștele mare nu a vrut să se arate astăzi, dar nu nicio problemă. Mai avem încă 4-5 zile de pescuit, cu siguranță vremea probabil o să se îmbunătățească și vom prinde și pește. Delta e surprinzătoare, poate într-o zi să-ți dea, nu știu, 10-20 de kilograme de pește sau 10-15 pești, 20 de pești și într-o zi poți sta să nu prinzi nimic. Noi sperăm că vom prinde pește și cu siguranță o să vă șerăm. Aflăm pe canalul Perivolovka, suntem la intrare în lacul Isac. Da, tocmai ce am lansat cele 4 lansete la apă. Pe 2 dintre ele avem Mr. Dudy, solubil, iar pe 2 avem Crapa Mur, la fel. Bile de 20. Am lădit cu Mr. Dudy și cu Crapa Mur. Corect. Sperăm să avem ceva rezultate. Corect. Hai să dacă tot stăm, să selvesc ceva de la prietenii noștri de la Cricova, un Cricteco, un vremea asta fumat, senzațional. Alb, rut, de când trece pară. E perfect. Da. Zic să așteptăm peștile, să avem fir intenție. S-a răcit puțin, vremea e oarecum bunișoară pentru mijlocul lunii octombrie, a început să bată vântul, avem aproximativ o oră de când am aruncat lansetele în apă. Așa. Bravo! Oho, avem și primul pește! Robert, tu nu aduci nicio. Frumos el. Bravo. Un trap de Dunăre. Pe care în jur de 2 kg, maxim 3. Mamă, ce funcție. Am luat-o la Vila de Crapa Mur. Asta e, mă, bravo!
frumos de Dunăre, sub un kilogram. Urmează să le liberăm. Să vină frații lui. Bravo. Bravo. O altă captură frumoasă. O eliberăm, sperăm să vină unul și mai mare. Partida de pe canalul Perivolovca i-a sfârșit. Vom merge pe Dunărea Veche, între Crișan și Mila 23, la Mila Turcească. Sperăm ca acolo să avem mai mult succes și aici am avut o partidă semi reușită, având în vedere vremea de afară, s-a răcit constant, a început să bată vântul, suntem destul de mulțumiți. Și... Păi zic să strângem, nu? Hai să hai. Acest superb exemplar, chiar dacă el este foarte mic, o să-l și eliberăm. Exact când ne pregăteam să strângem lansetele, să plecăm spre ponton, a venit și acest superb solzos. Majoritatea peștilor au venit de la 2-3 metri de barcă. Haideți să-l eliberăm, să nu-l ținem foarte mult pe uscat. Este? E ceva, da. E prea mic. Suntem în ultima zi de filmări. Pescuim lângă ponton. Da, da. Tot la care? Este? Te ajut cu minciocul? Da, nu știu care așa cu tine. Să bată. Cum ziceam, pescuim lângă ponton. Am făcut kilometri în delta. A scăpat. Ha? Căutând pește. Ba nu, uite-le. Ba nu, se bagă sub barcă. A, e un cercanel, nu. A, s-a dus după... Fii atent cum s-a dus plumb. Opa! Uite-le. Stai. Mai întâmplă. Uite-a pe mur. Ai ceva sau? Este, dar e mic. Ne-am obișnuit. Da. Ciortanel. Da. O crăpuștea de Dunăre. Mic, dar bătăios. Uite-l. Partida noastră de pescuit a luat sfârșit. Trebuia să stăm vreo 7 zile. Din păcate o să plecăm mai devreme, am pescuit doar 4 zile, astăzi este a 5-a zi.
condițiile au fost neapărat foarte încântătoare. Da, da, și așa a fost o partidă destul de bună. Categoric. Am prins ceva pește, nu foarte mari, dar ne mulțumim și cu, și cu pești mai mici. Totuși am venit la pescuit, ne-am simțit bine, ne-am relaxat. Cu siguranță o să venim tura viitoare și o să ne luăm revanșa. Sperăm să prindem un pește mai mare. Mulțumim partenerilor noștri, Cricova România, mulțumim Dudy Bates. Să ne vedem cu bine la, la următorul film. Și să salutăm. Fire întinse. De pe 4 cobor pe 3 și jumătate, o structură destul interesant, am ne-a dat și ceva pești pe... Când cobori 4 pe 3 și jumătate, pe 4 pe 3 și jumătate, atunci când vrea să... Asta e de la 3 la 2, mâncață și ochii tăi. Dar n-are cum să cobori de pe 4 pe 3 și jumătate. Sperăm că vom prinde pești și cu siguranță o să, o să vă și arătăm ce zi rugă. Cu siguranță. Nu se pune problemă. Să aveți... Să avem, o tăiem acolo unde am, cu siguranță, da? Tăiem înainte de siguranță, nu? Ok. Și e ok, zic eu, nu... Hai băieți! Hai că ne așteaptă peștele! Întreagă. Vreme foarte frumoase, suntem la sfârșitul lunei octombrie. Nu vreau să spun bai. Nu sta așa, stai drept, Irian. Nu poți așa. Așa stai, mă, da? Mă țin ca la școală, frate, mă țineți ca la școală, nu ca la școală. Ei, nu sunteți serioși deloc. Era spre Robert. Nu sunteți serioși. Ok, dăm drumul. Care să o pescuim? E prea din scurța notă, nu? Trebuie să mai, nu? De mai dai din nou, iar ne-ați vedit din nou. Ei, nu vă mai uitați șorul la mine, mă, mă pierd. 10, 2, probă de microfon. Da, nici n-am zis ce trebuie. Noi n-am zis ce trebuie. Voi ați vrut să mai vrea, să nu știu. Da, de să mai punem, că până terminăm schitarul.